Salut și v-am găsit la un nou episod din Brawl Stars. Iată din nou joculețul ăsta și astăzi am ceva cu adevărat special pentru voi, pentru că uitați-vă ce s-a lansat pe shop, oameni bune. Avem un nou skin și e destul de spectaculos pentru că are o grămadă de minci și mi se pare foarte, foarte tare. Nu uitați să apăsați butonul de like și dacă reușim acum rapid, rapid de tot să strângem peste 5000 de like-uri, hai, fiecare dintre voi să apese butonul de like. Vă promit că voi cumpăra skinul ăsta și nu numai, când se lansează următorul brawler și următoarele skinuri, le voi cumpăra instant, da? Așa că hai să vedem like-urile alea din partea voastră, să începem și noi cu un free box așa frumușel. Și din păcate n-am primit nimic, dar uite că avem o ofertă de 2 mega boxuri aici, poate din asta o să fie ceva noroc. Oh, ce vorbești? Ce vorbești? Direct pe 8-bit avem gadget nou și zice că se teleportează. Teleports to his damage booster. A, se teleportează înapoi la ultimată. Foarte interesantă chestia asta. O să trebuiască să o folosim. O să ne jucăm și cu 8-bit în episodul de azi. Hai să vedem și următorul chest. Bă, cum se poate să fiu așa de norocos? Din primul chest mi-a picat... Nu, de fapt, din primul. Din al doilea chest mi-a picat gadget. Mă surprinde chestia asta, sincer să fiu. Hai să vedem dacă mai am... Ce se întâmplă astăzi? Avem star power-ul pe Jackie. Doamne ferește! Deci abia deschid niște chesturi, niște astea și gata? Deja îmi pică toate nebuniile? Stați așa o secundă, că dacă e vorba că e cu noroc, hai să mai deschidem niște chesturi de asta, zic și eu. Că cine știe de unde mai sare norocul? Știi, când ai noroc, vrei să te mai joci ca să vezi dacă poate să-ți mai pice chestia, dar de obicei se întâmplă să-ți mai pice, știi? Dar acum rămâne de văzut. Și hai să vedem dacă reușim la episodul de azi să strângem în total peste 30.000 de like-uri. Ar fi foarte, foarte tare și vă promit eu că o să mai apară episoade cu Brawl Stars când o să mai facă și următorul update, când o să mai apară și următoarele skin-uri. Vreau să văd de row nou pentru că, na, brawlerul nou ați văzut și voi, este în momentul de față oarecum necunoscut, nu știm exact ce face. Dar probabil că vom afla în foarte, foarte curând. Întrebarea e dacă o să mai reușim să ne mai picem încă ceva. Că gadget-uri de pe store n-aș vrea să cumpăr, adică, nu știu frate, dacă e să-mi pice pe asta, da, dar gadget-urile să le cumpăr din store, nu știu, nu mi se pare o afacere. Pentru că nu neapărat din punct de vedere al banilor pe care îi dai, mai mult din vedere de distracție. E distracția aia, bă, vreau să-mi pice, uite, exact ce vorbeam, încă un gadget. Avem aici un gadget pe Roza, se pare că fertilizează pământul din jurul ei. Și, oh, reușește să crească boscheții, să-i dea cover în caz că boscheții sunt distruși. Ok, asta o să fie interesant. Bun, hai să luăm și skin-ul, mult așteptat, cred că asta așteptați cu toții, bănuiesc. Cumpărăm skin-ul și... Coach Mike, deci e antrenor, mă, el, este antrenor, hai să vedem. Cred că vă dați seama cu el o să jucăm prima dată, dar hai să vedem unde e mai întâi. Uite-l aici, Dynamike, și am skin-urile pe el. Am toate skinurile pe el de până acum, că îmi place foarte mult caracterul, dar ăsta mi se pare destul de special, frate, nu știu. De fapt, majoritatea de pe el sunt speciale, dar asta mi se pare într-adevăr cu adevărat special, că ai mingile alea și mingile alea explodează. Ok, hai să vedem pe un... să încercăm un solo showdown cu el, deși nu știu cum o să meargă. Pentru un skin de genul ăsta, sincer să fiu, chiar merită, frate, adică, nu știu, mi se pare extraordinar de bine făcut. Ai efecte, ai chestii modificate la el. Opa, stai cu minte acolo că te bat. Bine, nu știu exact cum să funcționeze pe un solo showdown cu caracterul ăsta, că nu m-am mai jucat de mult și știu că e destul de greu să câștigi cu caracterul ăsta pe solo showdown, pentru că nu ai atac direct, tragi pe după chestii, dar vom încerca să vedem ce o să reușim. Frumos, cum s-a dus ultimata acolo la fix. Bă, da, îmi place cum te joci cu caracterul ăsta, cu skin-ul. Îmi place la nebunie. Bun, avem niște caractere periculoase prin zonă. Hai să vedem ce au de gând să facă. Salut! Salut și ție! Are ursul! Fugi! Bă, oricum ar fi, chiar dacă e să pierd sau... Aie, până la urmă a fost un meci bun, mi-a plăcut cum am dat ultimata aia. Adică chiar a fost și mecher. Acum nu știu pe unde ar fi ăștia. Mai este unul singur? Cum s-a întâmplat să rămână unul singur așa? Habar n-am. Trebuie să fie undeva prin zonă. Uite-l, mă. Dar cât are farm-ul, mă, de la rupul ălalt? Ia stai să vedem. E, n-are cine știe ce farm. Hai că-i dau acolo. Bum! Salut! Salut, băiatul! Așa să faci șmecheria. Ok, trecem mai departe. Ia să vedem noi. Face că se joacă cu mingile, deși acele mingi vor exploda la un moment dat.
Dar, da, bă, ce să zic, îmi place skin-ul, merită să vi-l luați, asta este părerea mea personală, acum fiecare face cum vrea, dar o să ne mai jucăm în episodul de azi cu acest caracter, cu acest skin pe care l-am luat în episodul de azi, și anume 8-bit, deci se teleportează la ultimata lui. Hai să vedem pe Gem Grab și să vedem ce știe să facă. O să trebuiască să-mi și folosesc ultimata aia ca să pot să mă teleportez înapoi la ea, însă, ia, fii atent, am dat-o acolo și acum fiți atenți. Să zicem că e prea multă acțiune. Bum! M-am teleportat înapoi. Bă, cât de mișto e asta! Te poate salva din multe situații. Chiar te poate salva. Ăla o să-și dea stun-ul lui. Ok. Ok. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu faceți astea cu mine, că nu e bine. Bun. Ia dă-i mă lu' ăsta damage, hai. Ia dă-i mă și lu' ăla damage, hai. Hai că nu mai are unde să se ascundă. Ia dat stun, nu cred! Mă, frate! Așa, perfect, perfect. Teleport! Nu! Am vrut să mă teleportez, dar n-am mai avut când. Ok, ne descurcăm. Momentan e ok. E decent. Ia fiți atenți. Bravo. E bine că sunt împărțite gemurile pe mai multe caractere și nu... A, dar se duce pe la spate, fiți atenți. Fiți atenți că vine pe la spate. Bun. Perfect, perfect. Suntem o regulă, băieți. Nu e problemă. Nu e problemă. Damage boost. Ai. Asta-i. Nu prea am apucat să folosesc foarte mult faza cu teleportul, însă, uite, dacă vreți să o folosesc, o să apăs pe gadget și să o folosesc. Uite, vezi? Și n-am mai apucat. Înțeles în mare parte care e șmecheria, nu este nimic wow, dar în general gadgeturile nu sunt nimic wow, adică nu ar trebui să fie, pentru că star power-ul este puterea aia wow. Am încă un gadget pe Rosa, care Rosa face boscheți mai nou. Hai să vedem dacă știe Rosa să facă boscheți. Pe ce o să ne jucăm unde să poată să facă boss case? Tot pe gem grab bănuiesc, dar pornim la drum. Hai să vedem ce știe să facă Rosa. Deci cu ea poți să faci boss case acum oriunde. Vedeți, am făcut un boss case aici, voi face un boss case și în mijlocul terenului dacă vreau. Chestia care te ajută oarecum să te ascunzi. Dacă, de exemplu, tu vrei să te ascunzi în mijlocul terenului, ca așa vrei tu și vrei un boss case acolo unde nu era până acum un boss case în mod normal, poți face acest lucru. Chestia care mi se pare interesantă. Nu știu cât de folositoare o să fie în meciuri, dar rămâne de văzut. Bun, trebuie să avem grijă cu ăștia, că sunt cam agresivi și au și healer. Și cu healerul ăsta nu prea te joci. Nu prea te joci așa dacă este joci. Dar vine Rosa peste voi și vă calcă. Bun, ne ferim, ne ferim. Înapoi, înapoi băieți, înapoi, că vă luați damage aiurea. Bun, în caz că moare ăsta să iau gemurile. Am să mai fac eu niște boscheți în mijloc. Dar problema e că degeaba fac boscheți în mijloc pentru că se duc ăștia și distrug cu foc sau cu alte alea, știi? Și e cam degeaba cu boscheții, dar... Ok. L-am rupt pe ăsta, i-am luat toate gemurile, faci un boschet aici. Mi se pare că nu prea e suficientă natură în zonă. Uite așa, uite așa. Bine. Avem, bă, încă un gem și s-a dus toată echipa lor, știi? Adică, salut. Salut. Salut, băiatul. Gat. Acum tot ce trebuie să facem e să ținem asta și asta e tot. Mai fac un boschet aici ca să fie, uite așa. Fii atent. Țac. Boschete. Foarte frumos și eficient. Bă, să știți că e bună abilitate, adică... într-un fel modifici harta, chestii pe care nu puteai să o faci înainte. Și n-am văzut niciun caracter care să poată să modifice harta în felul ăsta. Deci, un gadget cu adevărat unic. Îmi place ideea. Bun, hai să vedem. Bă, având în vedere că avem skin-ul ăsta nou, dacă stai să te gândești bine, Dynamike este arbitru. E și fotbalist în același timp, da? Unde se potrivește cel mai bine un fotbalist? E bine la Brawl Ball. Ce harta asta? E nouă? O, cel puțin așa cred că e. O-o. O-o. E? Era să mor. Era să cam mor așa. De ce vine mingea la noi? No! Mi-au dat din ricoșel. Bun. Hai că a murit toată lumea. Bun, ia să vedem noi. Da, deci e nouă harta asta. Sau cel puțin eu n-am mai văzut-o de când nu m-am mai mișcat. Bun, luați de aici niște bombițe. Ia de aici și tu o de asta, așa că meriți. Toată lumea a murit la ei? O bune? O bune? Uuu, golu! Bine! Hama că merge fotbalistul. Ce zici de fotbalistul nostru aici? În acțiune. E nașpa că au chestii de-astea care dau damage area of effect. Adică, cumva dau și ei nici nu trebuie să se mai uite unde dau, știi? Aia e problema. Și... trebuie să avem mare, mare grijă la chestiile astea. Bun. Hai că mai sunt și eu pe aici, prieteni. Nu sunt tu probleme de-astea.
Bun, le-am dat wipe la echipă. Chestie care e super. Și acum le dau jos tureta aia. Ok, hai să vedem. E bine, e bine. Dă și ultimata. Bum. Nu, hai, e bine, e perfect. E perfect. Hai cu golul ăla, nu. Bă, ce nasol, că aveau tureta aia acolo, mă, și reușesc să-și apere chiar și când au murit. Bun, am să stau așa. Am să stau aici să mă recuperez. Să vedem cine vine în zonă. Ok, luați de aici, băieții. Mamă, ce i-am rupt pe amândoi. Deci am dat-o de aia de... I-am liniștit. Deci i-am liniștit pe băieți. Gol, bine. Mă, ce zici, mă, că e bun fotbalistul. Și am dat două goluri singur în meciul ăsta, dar au fost super mișto golurile. Deci au fost super mișto. Dynamite e o bestie. Adică, bine, depinde și dacă joci. Cumva trebuie să joci mai defensiv cu el. Pentru că dacă te duci ca nebunul și vrei să-i ataci, riști să mori. Pentru că tu nu poți să tragi foarte bine de la apropiere. Tu trebuie să stai oarecum pe după garduri și să stai la depărtare. Cam ăsta este stilul de joc al lui. Altfel riști să pierzi. Hai să mai deschidem niște boxuri pentru voi așa, pentru că știu că vă place când deschidem boxurile. Așa că de ce nu? Bonus remaining, nu ne trebuie bonus remaining. Am aștept că poate foarte mulți dintre voi o să mă întrebați: bă, Max, ce faci cu tichetele? Bă, vreau să le consum și să văd dacă am timp. Asta e problema la mine. Timpul e problema, pentru că dacă aveam timpul necesar să consum toate tichetele, credeți-mă, le-aș fi consumat până acum și aș fi avut o tonă de chesturi pe care să le deschid. Dar nu am timpul necesar. Dar dacă o să am timpul necesar, o să le deschid. Dacă nu, o să le pierdem. Pentru că în următorul update, nu știu dacă știți, dar poți să pierzi totul. Wow, avem și gadget nou pe Dynamite. Se învârte furios și aruncă o grămadă de sticuri de dinamită. E cineva lângă mine. Eu am să dau chestia aia și o să se învârtă ca nebunul și o să dea o grămadă de bombe. Am nu știu dacă o să reușim să omorâm pe persoana respectivă, dar măcar o să încercăm să ne apărăm oarecum. Bun, hai să vedem noi, ăștia se bat aici. Bun, ia și tu de aici, frumos, țac. Sper să nu fie vreunul prin boschete pe aici să mă prindă nepregătit. Dar momentan ne descurcăm, avem 5 farm așa de început, lejer. Și vedeți că el mai are mingiuțe în spate, în ghiuzdănel. Ce tare. Frumos, avem 6 acum. Bine, nu trebuie să ne culcăm pe ureche și să zice că bă, ai 6 și gata, ai câștigat meciul, niciun caz. Poți să pierzi și în ultima secundă în Brawl Stars. Asta e toată faza cu Brawl Stars. Dar e ok. Ia de aici, prietene, că ți-am dat la predict și te-am prins. În momentul în care tu alergi de un Dynamite, de exemplu, trebuie să te ferești, să te gândești că bă, n-ai cum să fugi într-o direcție și să rămâi în direcția respectivă, că vei muri. E clară treaba. Bun, am să încerc asta, să văd ce face gadgetul. Trebuie să mă apropii de cineva. Să vedem, mă apropii de asta. Wow! Mama, asta e super OP! Mama, ce gadget ați mai văzut voi care face chestia asta? Mă, frate, ce e asta pe bune, zic? E un piculeț prea de tot, cumva? Efectiv, dacă ești în jurul lui când face chestia asta, te distruge. Deci te distrug, te nimicește. No, ce-i să faci? Că dacă îți dau gadget-ul, te-am rupt, te-am făcut praf. Deci praf și pulbere. Aș vrea să omor pe cineva cu gadget-ul, dar nu știu unde e. Și nu știu dacă pot. Să vedem. Mă, frate, eram boschetele la... Am dat la Caterinca, deci pe bune, chiar n-am știut că e acolo. Am dat fix la Caterinca. Aparent era acolo în boschetele ăla și am zis să-l omor. Da, deci, wow, gadgetul ăsta este OP, zici că ai cheaturi. Deci zici că ai cheaturi când ai gadgetul ăsta, sincer vă zic. Caracterul ăsta îmi place și a început să-mi placă și mai mult odată cu acest gadget. Deci că am un match și cu Jackie pentru că avem aici Star Power-ul nou și din ce am înțeles îi reduce tot damage-ul pe care îl primește cu 15%. Auleu, auleu, vezi că vin, că buldozerul am venit. Am băgat și speed boost-ul ăla de la gadget pentru că am zis că ar fi necesar să mă duc pe el așa mai în forță. M-am dus pe astea două pentru că sunt aliniate și putem să le luăm rapid. Și, nu, sper că nu vrei să mi-l fur, nu? Asta era al meu, că eu am tras în el primul. Nu cred că știi cu cine te pui, te pui cu Jackie aici. Tu știi cine este Jackie? Jackie e buldozerul din jocul. Fugi, asta e alt buldozer. Fuge de mine! Fuge de mine, bul, vă vine să credeți! Nu-mi vine să cred! Bun, hai să ne punem ăsta și dăm așa.
Salut, băiatul! Cu 15% damage reduced pentru ultimată. Da, e ceva. Cam e ceva așa. E cineva aici în boschete? De obicei ăștia îți bagă chestii de-astea în boscheții unde sunt, dar aparent nu. Bun, hai să vedem. Mai am un speed boost în caz că am nevoie să-l folosesc. Nu știu. Ce face aici băiatul meu? Mersi de farm. Salut! Băi, prea ușor, mă, frate, cu Jackie. Pe bune de nou. Dar spuneți voi dacă nu a fost prea ușor meciul ăsta. Ce meci a fost ăsta? O să încerc pe Jackie pe alt mod de joc. Și fiți atenți, am băgat speed boost-ul. Mă duc și iau repede gemul din mijloc. Zac. Al meu e. Salut, băieții. Salut, băieții. Aha. Aha, veniți încoace, veniți încoace dacă e. Hai, hai, veniți încoace toți. Bravo, bravo, să mai faceți de asta. Vin după tine, Roza, vin după tine. Hopa, ai avut noroc. Ai avut noroc la faza asta. Norocul a fost de partea ta. Bun, trebuie să am grijă să nu mă arunc nicio foarte iurea. Și îmi place că pot să dau de pe după pereți. Ăștia cred că sunt în siguranță când stau după un zid. Și mă duc eu pe după zid pe partea cealaltă și îi rup în două. E unul aici care mă enervează, domnul Bull. Salut, domnule Bull. N-avea niciun gem, dar era problema că stătea acolo și mă deranja. Roza. Ce? Nu știu, deși nu și-a dat. Putea să-și dea ultimata și să scape la faza asta, dar n-a vrut să facă chestia asta. Bun, stai liniștit, băiatul meu, că nu-i chiar așa cum crezi. Și omoară și pe ăsta dacă tot e vorba de așa. Dați-i, 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 dați-i. Dă-i lui Roza. Bravo, bravo, bravo. Vrei să nu vină Bull pe mine acum. Avem 6. E ok, mă, șmecheria. E ok. A, gemul a picat pe jos. Stai să-l iau. Dă și pe gemul ăsta la alt încoace. Roza, pleacă de aici că-ți dau. Am rupt-o pe Roza. Zici că era făcută din carton, Roza, cum am trecut eu pe lângă ea. Frate, n-au ce să-i facă lui Jackie. Nu vi se pare OP? Sau doar mie mi se pare OP? Nu știu, sunt singurul? Habar n-am. Nu-și spuneți-mi părerea voastră în comentarii, dar efectiv nimicesc echipele de... Și cam asta a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!